Salut și bine ai venit la Gânduri cu Tâlc. Sunt Camelia Tița, prietena ta, și la Gânduri cu Tâlc astăzi te întreb dacă tu îți îndrăgești viața. Îți îndrăgești viața? Ce crezi? E important să-ți îndrăgești viața? De ce e important? Ce relevanță are? Păi, dragilor, are o foarte mare relevanță. De ce? A-ți îndrăgi viața înseamnă a-ți o accepta. A te accepta pe tine, a te simți bine, a fi în confort tu cu tine, împăcat sufletește, liniștit sufletește, eliberat de tot felul de resentimente, regrete, frustrări, nemulțumiri, da? Și o să ziceți, da, dar cine nu are de asta? Dar, dragilor, da, vin peste noi tot felul de chestii. Contează mult ce facem cu ele, da? Dacă alegem să intrăm în ele, așa să le răsucim în minte și în suflet și să nu mai ieșim din hățișul lor, așa, în care ne tot pierdem și chestia asta să ne provoace foarte multă tulburare, neliniște, agitație, stres, depresie, anxietate sau... Să avem o atitudine detașată și să zicem, o să văd la momentul respectiv cum o să o scot la capăt. Sau, și asta trece. Astăzi este o situație, mâine va fi alta. Dragilor, e important să ne îndrăgim viața. E important să ne acceptăm pe noi. Cu cât un om se acceptă mai mult pe sine, cu atât el va fi mai în controlul vieții lui, va fi mai prezent și va fi, ca să zic așa, eroul, personajul principal în filmul vieții lui. El își va scrie povestea vieții. Altfel, dragilor, știți ce se întâmplă? Îi împuternicim pe alții să ne scrie povestea vieții, să trăiască în locul nostru, da? Și să ne pună pe agendele lor dacă noi nu ne punem pe noi în agenda noastră ca persoană prioritară. E important să ne îndrăgim viața. Fii recunoscător pentru viața ta, îndrăgește-te, acceptă-te, respectă-te, iubește-te, pentru că ai o mare valoare. De ce? Că ești creația lui Dumnezeu. Te iubesc și să ne fie de folos!